precum știți, regiunea Oltenia este una dintre cele mai sărace regiuni istorice din România, iar acest lucru nu este absolut deloc întâmplător. Regiunea Oltenia, din care face parte și Mehedințiu, și Drobeta Turnu Severin, a fost condusă de 26 de ani de Partidul Social Democrat, într-o formă sau alta. Iar rezultatele se văd foarte bine. Sărăcie, subdezvoltare și lipsa investițiilor. La o comparație simplă a Olteniei, a Mehedințiului, a municipiului Drobeta Turnu Severin, cu alte județe sau localități din Ardeal, această comparație ne dă un rezultat absolut surprinzător. La noi șomajul este peste 10% în toată Oltenia, iar în zonele din Ardeal șomajul este 1-2%. Care e explicația? Foarte simplă. În Ardeal, marile orașe, municipiile reședință de județ, sunt conduse de 26 de ani de dreapta, de liberali, iar rezultatele se văd, iar în Oltenia, municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți, sunt conduse de 26 de ani de Partidul Social Democrat. Iar rezultatele se văd. De aceea, cred că a venit momentul, la aceste alegeri parlamentare, ca locuitorii din Turnu Severin, din Mehedinți, din toată Oltenia, să spună destul și să opteze pentru o guvernare de dreapta, să opteze pentru un partid politic care are capacitatea profesională, până la urmă, să dezvolte această zonă. În altă ordine de idei, pe 2 decembrie, la ora 17, la Craiova, în capitala Olteniei, capitala istorică a Olteniei, va avea loc un meeting la care invităm toți severinenii, toți mehedințenii să participe. Cu ocazia acelui meeting, toți cei care vor fi acolo vor avea ocazia să spună destul cu sărăcia în regiunea Olteniei. E timpul ca și noi, în această regiune istorică, bogată din toate punctele de vedere, mai puțin bogată din punct de vedere al investițiilor, al dezvoltării economice, e timpul ca și aici să se aleagă o guvernare de dreapta.